Un mare lanț de hipermarketuri din țară anunță retragerea de la raftă unui sortiment de ciocolată care ar conține bucăți de metal. ANSVSA îi sfătuiește pe clienții care au cumpărat figurinele de ciocolată produse de Heilemann și Wiba în Germania să nu le consume și să le returneze. Aceștia vor primi banii înapoi dacă până la data de 10 februarie se vor prezenta cu bonul fiscal la hipermarketurile de unde au cumpărat ciocolata care ar conține bucăți de metale. De asemenea, ANSVSA a postat pe site-ul instituției lista magazinelor în care s-a vândut acest sortiment de ciocolată.